Vă spun un bun venit la un nou episod Apologia. În acest episod voi dezbate puțin subiectul păstorului, a ce înseamnă să fii păstor, dacă este o funcție biblică, dacă este un dar, dacă este o slujbă, câteva aspecte legate de acest lucru și am hotărât să fac această apologie datorită unui clip pe care l-am mai menționat în altă apologie recentă, în care se pune sub semnul întrebării existența în Biblie a păstorului. De la bun început însă aș vrea să spun lucrurile cu care sunt de acord, pe care fratele cel puțin le folosește în premiza clipului dumnealui, și anume faptul că eu nu cred într-un singur păstor senior care să conducă adunarea. Cred de asemenea ca fratele în pluralitatea prezbiterilor. Nu cred că există vreun for, vreo organizație, vreo asociație, vreun cult, vreo denominație din afara adunării locale care să recunoască, să pună în funcție, să ordineze vreun slujitor în calitate de prezbiter. Așadar, în niciun fel ceea ce voi spune nu este o încuviințare a practicilor pe care le vedem astăzi. De asemenea, nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în multe adunări unde sunt aleși oameni care nu au dar de păstorire, nu au dar de supraveghere, nu au dar de învățare și sunt aleși, recunoscuți pentru niște funcții pe care nu le merită și la care n-au fost chemați niciodată. Este important să știm de la bun început despre ce vorbim. Totuși, cred că în Sfânta Scriptură se vorbește despre darul de păstorire, de slujba pe care trebuie să o aibă un păstor și despre, chiar despre o poziție spirituală, nu o poziție omenească. Haideți să analizăm câteva afirmații și apoi să le comentez pentru dumneavoastră. Și de foarte multe ori pe parcursul epistolei apare această adresare. Fraților, vă îndemn, dar fraților. Fraților, fraților, fraților. Și niciodată Apostolul Pavel nu amintește de pastorul bisericii de la Corint, de acel om pe care, la care oamenii se referă ca să indice o biserică locală, la biserica fratelui X sau Y. Nicăieri, în cele două epistole, nu vorbește despre pastori. Deci rămâne întrebarea aceasta pentru noi, unde găsim în Corint pe pastorul bisericii. Acum, după cum am spus deja, eu nu cred în pastorul bisericii, dar cred că în Sfânta Scriptură ni se vorbește foarte clar despre mai mulți oameni, da? Despre pluralitatea presbiterilor care sunt aleși de Dumnezeu pentru a constitui conducerea sau cârmuirea bisericii. În 1 Corinteni, capitolul 12 cu versetul 28, Apostolul Pavel spune felul următor: și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, aceștia au pus fundația bisericii, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Întrebarea este, ce înseamnă cârmuirea aceasta? Cine făcea cârmuirea aceasta? Bineînțeles, cred că și fratele și dumneavoastră veți fi de acord că cârmuirea nu este lăsată pe urmerii oricărui om care este în adunare. Cu alte cuvinte, nu fiecare frate cârmuiește în adunare. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat darul acesta numai unora. Da? Deci nu este vorba despre faptul că cineva alege pe cineva să fie conducătorul sau cârmuitorul bisericii, ci despre faptul că Duhul Sfânt dă darul cuiva pentru a cârmui. Cu alte cuvinte, dacă adunarea recunoaște în cineva darul cârmuirilor, adunarea recunoaște, onorează pe Duhul Sfânt care cheamă din adunare, împuternicește pe cineva din adunare, însărcinează pe cineva din adunare ca să facă slujba aceasta cu un dar pe care l-a primit de la Dumnezeu. Așadar, vedem în Corinteni că se vorbește despre cineva care are darul cârmuirilor. Ca lucrurile să fie mai clare, pentru că este vorba despre cei care sunt prezbiteri în biserică, vă citesc de la 1 Timotei, unde Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, care era cel mai probabil
un prezbiter, un învățător, un evanghelist, avea el mai multe roluri și slujbe în adunare, îi spune în felul următor. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți cu îndoită cinste. Vedeți că prezbiterii trebuie să cârmuiască, dar zice prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți cu îndoită cinste. Dar cei care cârmuiau erau în atenția specială a apostolului Pavel și trebuia să fie în atenția specială a lui Timotei și a adunării întregi. Deci cârmuirea nu este o slujbă sau nu este un dar care era dat oricui, ci cârmuirea era un dar care aparținea pentru cei care erau prezbiteri și doar oamenii aceștia puteau să cârmuiască, să împlinească această responsabilitate, această slujbă. Iată dar unde sunt păstorii sau prezbiterii din Corint. Știu că cei din mișcarea fraților din care face parte și fratele nu sunt de acord cu această suprapunere între păstori și prezbiteri și menționez lucrul ăsta de la început, dar este clar că există oameni în conducerea bisericii din Corint care aveau darul cârmuirilor, da? Darul cârmuirilor. Dar vreau să mai menționez ceva aici de la bun început despre hermeneutica care este aplicată de fratele nostru în acest clip. Frate întreabă, unde este? Nu găsim în Biblie, nu găsim în Biblie. Acum, dacă în Corinteni nu ar fi scris nimic despre cârmuitorii bisericii, nu înseamnă că ei nu existau. De ce? Pentru că nu poți să-ți faci teologia pe ceea ce nu scrie în Sfânta Scriptură. Doctrina se face pe ceea ce scrie în Sfânta Scriptură. Și dacă n-ar fi scris nici în Corinteni, și n-ar fi scris nici în Romani, și n-ar fi scris nici în Tesaloniceni, și ar fi scris într-un singur loc din Sfânta Scriptură, unde Dumnezeu arată foarte clar că există oameni care sunt numiți păstori, înseamnă că ei există. De ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât să reveleze într-un anumit loc din Sfânta Scriptură această învățătură. Eu nu pot să-i pretind lui Dumnezeu ca să-mi reveleze învățătura aceasta oriunde vreau eu. Și faptul că nu scrie undeva înseamnă în mod necesar că nu există lucrul respectiv. Nu este greșit să gândim așa, nu putem să facem teologia asta pe nicio doctrină importantă din Sfânta Scriptură. Nu putem să facem lucrul acesta. Noi extragem o învățătură despre un anumit subiect din pasajele care au fost scrise cu scopul să trateze subiectul respectiv. Da? Cu alte cuvinte, ne duce la 1 Timotei 3, ne duce la 1 Timotei 5, ne duce la Tit capitolul 1, care au fost pasaje scrise cu intenția de a lămuri problematica aceasta sau subiectul acesta al păstorilor, prezbiterilor și chiar 1 Petru capitolul 5. În schimb, apostolul Pavel, când vorbește despre, când scrie romanilor și în ultimul capitol transmite salutări nominale, el vorbește de oameni, de frați, de surori care aveau slujbe în biserică. Romani 16 versetul 1. Și așa mai departe, sunt zeci de nume pe care apostolul Pavel îi menționează în mod particular. Și în niciunul din aceste nume nu apare pastorul bisericii de la Roma sau de la Corint sau de la Efes sau din Galatia sau din Colose sau din Tesalonic. Afirmația pe care fratele o face cu siguranță din nou foarte gravă, dar merge pe aceeași hermeneutică de care am amintit. Nu se menționează nicăieri, deci înseamnă, spune dumnealui, că nu există. Haideți să ne uităm, ne-am uitat la Corinteni, haideți să ne uităm în Romani. Era în Roma cineva care avea rolul de a cârmui adunarea. Romani 12:8 spune așa: cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește, dar un om făcea lucrul acesta sau mai mulți oameni, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, da? Cârmuirea este același lucru menționat în Corinteni, menționat în Timotei. Fratele întreba de asemenea dacă în biserica din Tesalonic sau din biserica din Galatia era cineva care să facă lucrarea aceasta, da? Să fie păstor sau să facă lucrarea de păstorire sau de cârmuire. Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 12, spune felul următor: vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Vedeți, erau niște oameni care ocupau această slujbă, eu spun că era și o poziție, care se osteneau în a cârmui și în a sfătui. Aveau două responsabilități: cârmuiau și sfătuiau, cârmuiau și învățau.
Da? Astea sunt cele două responsabilități pe care le aveau oamenii aceștia. Și uitați, nu spune doar fraților, ci spune fraților, priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi și care vă cârmuiesc în Domnul. Da? Erau tot frați cei care cârmuiau, dar aveau această slujbă specială de a cârmui și de a sfătui, pentru că au primit un dar special de la Dumnezeu pentru a face lucrul acesta. Ce ne mai spune Sfânta Scriptură? Celelalte biserici aveau lucrul acesta. Uitați, de exemplu, Petru scrie către străinii împrăștiați, credincioșii care erau străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, 1 Petru capitolul 1, iar în versetul 1 din capitolul 5 spune: sfătuiesc pe prezbiterii, la plural, da, vorbește despre niște oameni, despre poziția lor de prezbiteri, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos, păstoriți turma lui Dumnezeu. Vedeți unde sunt oamenii aceștia din conducere în bisericile de care întreabă fratele? Uitați unde sunt. Descriși în capitolul 5, versetul 1 și 2. Păstoriți turma lui Dumnezeu, da? Care este sub paza voastră sau sub supravegherea voastră sau sub episcopia voastră. Ăsta este termenul folosit. Deci avem niște oameni care sunt prezbite și cărora li se poruncește să păstorească turma lui Dumnezeu. Tuturor li se poruncește să păstorească turma lui Dumnezeu. Nu spune prezbiterilor dintre voi care au darul păstoririi. Nu spune textul așa. Spune prezbiterilor, tuturor prezbiterilor le poruncește să păstorească turma lui Dumnezeu. Toți trebuiau să păstorească turma lui Dumnezeu, care se află sub supravegherea sau episcopia voastră. Toți aveau darul de episcopie, de supraveghere. Toți aceștia aveau darul de sfătuire. Acesta este apostolul evreilor, Petru, care spune lucrul acesta prezbiteri. Numește prezbiteri care păstoresc și care au slujba aceasta de episcopie. Același lucru îl spune și Pavel în Fapte, capitolul 20, cu versetul 28, după ce a chemat pe prezbiterii de la Efes. Uitați ce spune apostolul Pavel. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Tuturor le scrie, toți prezbiterii pe care i-a chemat, Pavel îi numește episcopi. Duhul Sfânt i-a făcut episcopi. Da? Nu vorbește doar de slujba lor, supraveghere, episcopie, ci vorbește despre rolul lor, despre poziția lor. Ei sunt episcopi puși de Duhul Sfânt. Ca să păstoriți biserica Domnului. Nu spune păstoriți doar cei care aveți darul de păstorire. Ci le spune prezbiterilor din Efes, tuturor prezbiterilor din Efes, le spune, unu, că sunt episcopi și doi, că trebuie să păstorească turma Domnului. Iată dar unde sunt oamenii aceștia despre care întreabă fratele nostru. Apostolul neamurilor, apostolul celor din circumcize, vorbesc cu aceeași voce, cu claritate. În adunare sunt oameni care sunt prezbiteri, episcopi, care toți trebuie să păstorească, să supravegheze, să cârmuiască adunarea. Și întrebarea mea este despre pastori și pentru pastori. Cine a fost pastor la Corint sau la Roma sau în Efes sau în Tesalonic sau în orice altă epistolă și localitate din Noul Testament? Eu nu văd decât două posibilități. Fie exista pastorul, dar nu este menționat. Și apoi vine întrebarea, de ce nu-l menționează pe pastorul acestor biserici? Sau... Deci nu menționează pastorul, dar menționează cârmuitorii, menționează prezbiterii, care erau în toate adunările. Fapte 14 cu 23 ne spune Sfânta Scriptură că apostolii s-au întors în biserici și au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. După ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. În fiecare biserică, iar termenul grecesc de acolo este aleși prin întinderea mâinii. Termenul înseamnă vot popular. Cu alte cuvinte, autorul descrie în Cartea Faptelor Apostolilor procesul de alegere a prezbiterilor care s-a făcut sub supravegherea apostolilor, întrucât ei au plantat bisericile acestea, ei erau deocamdată în funcția aceasta de autoritate, da? Descrie alegerea lor, care se făcea prin vot popular, asta este termenul, puteți căutați unde vreți dumneavoastră să vedeți, asta este semnificația termenului în literatura vremii respective și sub nicio formă nu aveți cum să înțelegeți că Pavel cu Barnaba au întins ei mâna, doar ei doi și au ales pe cineva. Este absurd lucrul ăsta. Și după ce i-au rânduit, da, prin votul popular al bisericii, care nu însemna că ei alegeau pe cine vroiau ei, ci însemna că oamenii din adunare recunoșteau darul Duhului Sfânt. Ei onorau pe Duhul Sfânt care era activ în adunare, care chemau oameni la slujire și pe care îi împuternicea, îi înzestra
cu niște daruri spirituale. La asta mă refer când spun că biserica alegea prezbiterii și la nimic altceva din ceea ce vedem astăzi în foarte multe adunări, unde sunt diverse partide care aleg pe cine vor ei ca să fie în comitet sau să fie prezbiteri sau păstori. Departe de mine, eu nu argumentez pentru așa ceva, ci argumentez pentru o poziție biblică. Și apoi rolul apostolilor a fost nu doar să supravegheze alegerea acestor oameni, ci să îi pună în rolul lor, să-i pună în poziția lor. Și au postit după ce s-au rugat și au încredințat în mâna Domnului care crezuseră. Asta nu este o lucrare pe care o pot face doar apostolii. Nu este nimic cu autoritatea apostolică. Nu necesită autoritatea apostolică ca să recunoști pe cei care au darul Duhului Sfânt în ei, chemarea Duhului Sfânt, decât îți trebuie Sfânta Scriptură, dreptarul învățăturii sănătoase, și nu îți trebuie nicio autoritate apostolică ca să te rogi și să postești pentru cei în care ai văzut darul Duhului Sfânt, chemarea Duhului Sfânt, ca ei să fie luați de Dumnezeu și folosiți în viitor pentru slujirea bisericii. A doua posibilitate este că în Noul Testament funcția și rolul și poziția de pastor, pastorul, și nu mă refer la slujba de pastor, ci la omul acela, la pastorul bisericii din Corint, nu exista. Această poziție nu exista în Noul Testament. Aici este diferența fundamentală între ce am spus eu și ce spune fratele. În multe locuri pe care le-am menționat, vom avea aceeași teologie. Da? Și eu recunosc lucrul ăsta și vreau să-l spun deschis lucrul ăsta. Fratele face o distinție între poziție și slujbă. Înțelegerea pe care o am din cuvântul lui Dumnezeu este că există un dar primit de la Duhul Sfânt, de cârmuire sau de învățare sau de păstorire. Da? Este un dar, o chemare a Duhului Sfânt. Există de asemenea o slujbă pe care omul ăla o face cu darul pe care îl are, este o slujbă, dar există și o poziție. De ce există o poziție? Pentru că apostolii rânduiau prezbiteri. Rânduiau. Cum poți să rânduiești pe cineva? În ce? Apostolii nu puteau să dea darul Duhului Sfânt. Apostolii nu puteau să facă chemarea Duhului Sfânt. Ei nu puteau. Nu, rânduirea însemna punerea într-o poziție. O poziție spirituală, nu o poziție deasupra fraților. O poziție spirituală care punea în proeminență, într-un fel, darul pe care el îl avea de a cârmuia adunarea, de a învăța adunarea, de a sfătui adunarea, de a supraveghea sau de a păstori adunarea. Tit, capitolul 1, unde Pavel îi spune lui Tit să rânduiască prezbiteri în fiecare cetate. Termenul de acolo înseamnă a pune jos, a așeza jos. Bineînțeles, nu se referă la ceva fizic, ci se referă la a așeza jos într-o funcție, într-o poziție, într-un rol. Poate există o alergie la termenul poziție sau la termenul funcție, alegeți ce termen vreți dumneavoastră. Dar dacă oamenii aceștia aveau deja darul Duhului Sfânt și sigur îl aveau și aveau deja slujba respectivă pe care trebuiau să o îndeplinească, ce anume făcea Tit și Pavel când rânduiau prezbiteri? Ce anume? Nu puteau ei să facă pe cineva bătrân. Ce anume decât că îi puneau într-o poziție spirituală? Ce anume înseamnă să fii episcop? Dar nu doar activitate de episcopie, nu doar supraveghere, ci să fii supraveghetor. Aceasta este o poziție. Bătrân, episcop, păstor, învățător. Astea sunt poziții spirituale. Și cred că Scriptura vorbește despre lucrurile acestea. Și apoi vine următoarea întrebare. Cine și când a introdus această funcție, acest rol pentru un om? Ca el să fie denumit pastorul principal sau secundar, pastorul unei biserici dintr-o anume localitate. Sunt de acord că nu trebuie să existe un om, cum am menționat deja, care să fie numit pastorul, episcopul și așa mai departe. Trebuie să fie mai mulți frați care să ocupe locurile acestea pentru că au darul Duhului Sfânt pentru a face lucrarea aceasta. Eu sunt de acord în totalitate cu ce spune fratele din punctul acesta de vedere. Și dacă rămâne întrebarea unde este pastorul, cine a inventat funcția aceasta, apostolul Pavel. Apostolul Pavel, impropriu spus apostolul Pavel, pentru că el a dus descoperirea despre lucrul acesta de la Duhul Sfânt. Iar cei care susțin lucrurile acestea nu susțin învățături omenești, filozofii omenești, practici omenești, practici cultice, politice și așa mai departe. Lucrurile astea toate există în multe adunări. Dumnezeu știe dacă mai sunt adunări. Dar nu despre asta vorbesc eu. Eu vorbesc despre învățătura Sfintei Scripturi și există adunări care urmează învățătura Sfintei Scripturi pentru că este apostolică, pentru că este insuflată și inspirată de Duhul Sfânt. În concluzie, Dumnezeu dă dar de conducere, de cârmuire, de învățătură, de supraveghere, de păstorire unor oameni, biserica
recunoaște darul și chemarea Duhului Sfânt în acești oameni, onorează pe Duhul Sfânt datorită darurilor pe care le-a dat și recunoaște public, verbal, vizibil, deschis în adunare, cine sunt oamenii aceștia, iar apostolii în vremea respectivă și prezbiterii astăzi postesc și se roagă pentru oamenii aceștia care sunt recunoscuți ca noi prezbiteri, ca ei să fie luați în slujbă de Dumnezeu, cum se spune, sau ei încredințează prin rugăciune și post în mâinile Domnului ca Domnul să lucreze prin ei. Și nu există necesară absolut niciun fel de autoritate apostolică ca niște prezbiteri, niște cârmuitori, niște supraveghetori din adunare să facă lucrul acesta pentru alți frați care sunt recunoscuți cu darurile acestea. Ca ei, după ce au fost încredințați în mâna Domnului, recunoscuți în felul acesta, după cum arată Sfânta Scriptură, după practica Bibliei, ei să-și exercite slujba așa cum a rânduit Dumnezeu.